La doar 2 ani și 5 luni, un băiețel din Ploiești are nevoie de ajutorul semenilor. La nici 4 luni, David a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă și este internat mai tot timpul în spitalele din țară. În primăvară, părinții l-au dus pe cheltuiala lor și la tratament în Germania. Pe lângă ședințele de kinetoterapie, tatăl face cu el și exerciții acasă. Dreapta, care e mâna puturoasă, cum spunem noi, îi vine sub el, el pică pe ea, pentru că nu știe să o ducă înapoi, să o scoate. Poate! Și nu poate, și nu știe. El trebuie învățat ca să facă lucrul ăsta. Hai, dar deci mânuța în față. Să recupereze și cu mânuța. Da? Să nu. Facă ce face cu stânga. Ce face cu stânga? La început era pe ambele mâini, și stânga și dreapta. Dacă la început micuțul nu putea să își folosească nicio mână, acum cu stânga prinde cariocile. Încet, dar sigur, băiețelul recuperează. David nu poate merge singur, dar reușește să se facă înțeles și să comunice, să spună în felul lui mama și tata. David, îmi dai? Nu cu stânga, cu dreapta, David, cu mânuța asta. Dă-mi și cu mânuța asta unul. Hai, hai, hai. Haide, David, haide. El ar vrea, da. A, da. Si, pe ține mai stristul. Da, da, da. Mama. Mama. Da. Si, pe cine? Că n-ai făcut prezența la toată lumea. Păralu, ai strigat-o, da? Și mai cine, David? Pe mădă, cum o strigi? Baba. Baba. Nu m-am așteptat niciodată față de pronosticul inițial, când au zis că în cel mai fericit caz va fi legumă dacă trăiește. Nu va vedea, nu va auzi, nu va merge, nu, absolut nimic. Și văzând progrese și când a început să zică mama, deci a fost ceva de nedescris. Nu, nu se poate spune în cuvinte. Părinții vor să plece cu el din nou în Germania pentru tratament în noiembrie cu ajutorul CAS Prahova, dar au nevoie de 1000 de euro ca să ajungă acolo. Mai au încă 2 fete la școală, iar toți 5 locuiesc într-o singură cameră, într-un apartament cu 3 camere în care mai stau 2 familii. Până data de 15 octombrie noi trebuie să confirmăm, mergem sau nu mergem. Iar confirmarea depinde de suma de bani pe care o reușim să o strângem pentru a ne achita taxele de drum și transport, care Casa de Sănătate nu le decontează. Unde se poate face o procedură, unde se văd rezultate și așa, acolo suntem și noi. Când mergem în parc și sunt copii la joacă și se uită și sunt atâți copii de un an, de 2 ani, care aleargă exact cum fac ei, de dau cu stângul în dreptul și se dă în leagă, alunecă pe topogan, se joacă în nisip și el se uită gale și când știi că ar putea, ar trebui să facă și nu poate. E, cred că, cel mai dureros lucru. Limbajul expresiv este ca al unui copil de un an, în timp ce neuropsihic ca al unui bebeluș de 6 luni. Față de alți copii aflați în situația lui, David a făcut însă progrese remarcabile. Cei care pot să îl ajute pe David pot intra pe pagina dedicată de părinți cazului său sau pe internet la adresa www.petrudavid.ucoz.ro.